Dacă ai dat play la acest video, fie nu îți începi niciodată ziua fără mic dejun, fie eviți să consumi mic dejunul pentru că nu ai învățat că poate face parte din rutina ta. Până nu de mult și eu eram acea persoană care nu consuma mic dejunul decât rare ori, eventual când mergeam în vacanță sau eram în vizită la părinți. Și cum arăta mic dejunul pentru mine? E bine, consumam fie un croissant cu unt, un pahar cu lapte sau iaurt și o cafea, fie o omletă cu șuncă și brânză, fie un ou fiert cu ceva mezeluri, salată și musai pâinei, iar în cazuri mai fericite, dar nu prea, cereale cu lapte în doză dublă. Consumând astfel de alimente la mic dejun o perioadă de aproximativ 3 luni de zile, din vară până în toamnă, am observat că încep să iau în greutate și să fiu mai pufoasă. Desigur, nu mic dejunul era problema, ci faptul că mic dejunul, prânzul și cina erau bogate caloric, cu grăsimi multe și mulți carbohidrați. Însă despre prânz și cină o să vorbim în episoadele următoare din seria Să fii sănătos. Rămânând la mic dejun, în luna septembrie am renunțat din nou să consum această masă. Credeam că introducerea mesei de dimineață a contribuit la luarea în greutate. Într-o oarecare măsură am avut dreptate, însă nu masa de dimineață în sine a fost problema, ci alimentele pe care le consumam și combinațiile pe care le făceam. Și haideți să vă spun în linii mari cum ar trebui să arate un mic dejun sănătos în urma experienței mele din ultimele săptămâni în care am dat jos peste 7 kg. Am văzut că unii instructori de fitness și consultanți în nutriție recomandă combinații de proteină animală, îmi recomandă chiar fructe la aceeași masă cu carnea sau grăsimi vegetale la un loc cu grăsime animale. Nu o să le contest că nu sunt în măsură, însă voi spune ceea ce am aplicat pe propria în persoană și chiar de roade. După ce dimineața pe stomacul gol consum o linguriță de tărâțe de psyllium, o linguriță de miere și o cană de apă cu lămâie, știți voi regula de aur despre care vă povesteam în episodul anterior, fac stretching și câteva exerciții fizice preț de 20-30 de minute, după care iau mic dejunul. Mic dejunul trebuie să fie o masă ușoară, dar sățioasă. Ar trebui să nu te baloneze, să nu-ți producă reflux gastric și nici să nu-ți lase un gust și un miros urât după ce l-ai consumat. Unele persoane, când spun mic dejun, se gândesc la pâine cu unt, dulceață și ceai, cum mâncam în copilărie. Alte persoane se gândesc la mic dejunul englezesc cu cârnați, fasole și ouă, o reală bombă calorică și un pericol pentru ficat. Sau dacă ne gândim la varianta mea din toamnă, se gândesc la croissant sau cereale cu lapte. Eu când mă gândesc acum la mic dejun, îmi vin în minte combinații de fructe într-un smoothie delicios. Mă gândesc la o delicioasă budincă de chia cu fructe, îmi mai vine în minte un terci de ovăz cu fructe de pădure, pastramă de curcan cu castravete, o salată de vară cu semințe de cânepă sau o pastramă de curcan pe o felie de pâine cu semințe unsă cu unt. Ca să nu mai spun de bruschete cu avocado, castravete și roșii, rețetă pe care o găsiți în ultimul episod din Canup Zâmbucate. Uneori se poate să mă gândesc la un ou fiert cu jumătate de ardei roșu și o pastă de brocoli. Ce vedem în ideile de mic dejun pe care le vizualizez eu în prezent? Vedem culoare, prospețime, diversitate și gust. Vedem grăsimi și carbohidrați sănătoși, fibre și forme de preparate care îți satisfac pofta de dulce. Ce nu vedem? Nu vedem combinații de alimente care pot să îngreuneze tranzitul intestinal, care pot balona, care se digeră greu și pot putrezi în intestine. La mic dejun sunt importante două aspecte, calitatea alimentelor și cantitatea acestora. Poți consuma un croissant de 150 de grame cu un pahar de 250 de ml de iaurt cu peste 2% grăsime sau poți să te bucuri de un smoothie plin de vitamine de 400 de ml. Poți consuma o omletă din 3 ouă cu șuncă și brânză cu 2 felii de pâine prăjită alături sau poți consuma o omletă dintr-un ou și 2 albușuri, câteva frunze de baby spinach și jumătate de ardei roșu. Poți consuma zacuscă, vinete sau fasole bătută, toate în baie de ulei, cu 3 felii de pâine sau un guacamole din jumătate de avocado, o roșie, un fir de ceapă și puțină zeamă de lămâie pe 3 crackers Vasa. Totul se rezumă la combinații de alimente și la gramajul acestora. Într-un stil de viață sănătos, este esențial să ții cont să nu faci combinații de alimente care te pot costa câteva kilograme în plus sau pot duce la rezultate nedorite când îți faci analizele periodice. Mănâncă tot ce îți dorești, nu renunța la nimic, însă ai grijă cum combini și respectă cantitatea recomandată la o masă. De regulă, cantitatea dictează și numărul de calorii consumate, astfel că dacă ai mâncat un mic dejun sănătos, caloriile sale pot fi între 250 și 350. 30. Dacă ai optat pentru un mic dejun nesănătos, calculează caloriile și s-ar putea să sară de 600, chiar 800 de calorii. Câteva combinații de alimente care ar fi de evitat, atenție! Nu de scos definitiv din programul alimentar, dar de evitat, sunt carnea cu pâine și paste, cerealele cu lapte, diferite tipuri de prăjituri și brioșe cu suc de fructe, fasolea cu brânză, ouă cu brânză și carne, unele fructe în combinații cu alte alimente, bananele în combinații cu laptele sau uleiul de măsline cu diferite tipuri de nuci. Dacă la mic dejun consum carne, spre exemplu prosciutto sau șuncă de curcan, nu pune lângă ea pâine sau fructe, decât în cazuri excepționale, când cantitatea de pâine este mică, cel mult 30 de grame, iar fructul consumat e recomandat în combinație cu carnea. Alege mai degrabă un castravete sau un brocoli. Fructele se consumă de sine stătătoare, de preferat dimineața, așa încât dacă simți nevoia de mic dejun cu fructe, optează pentru ananas, mango sau mere. Iar dacă le vrei pe toate, amestecă-le într-un smoothie delicios cu puțin lapte de cocos și apă. Spre exemplu, mixul de smoothie de la Edenia este foarte bun. Ai diferite combinații de fructe pe care le poți prepara rapid, fie într-o zi de detox, fie într-o zi oarecare la mic dejun. Dacă îți place omleta la mic dejun sau ouăle fierte, consumă sau consumă-le cu un mix de salată verde, cu un doblecel la grătar sau cu un castravete, de altfel legume care au în compoziția lor foarte multă apă. În formatul Canup Zâmbucate găsiți idei de preparate simple, rapide, gustoase și sănătoase pe care le puteți introduce în programul alimentar zilnic. Iar dacă vreți să mai vedeți din când în când și ce preparate mai pregătesc eu la mic dejun, mă puteți urmări pe Instagram. Aveți link în descriere. De asemenea, cu fiecare rețetă nouă vom prezenta și diferite electrocasnice din bucătărie care ne fac viața mai ușoară, asta în cazul în care vă gândeați că ne lăsăm de tehnologie. Ne revedem în următorul episod din seria Să fii sănătos cu noi recomandări. Eu sunt Mădălina Gănescu, pe curând!